Profetul de Khalil Gibran. Despre învățătură. Atunci, un dascăl îl rugă: vorbește-ne despre învățătură. Și el începu: niciun om nu poate să vă descopere nimic afară numai de ceea ce zace pe jumătate adormit în zorii conștiinței voastre. Învățătorul care pășește în umbra templului printre discipoli nu dăruie acestora din înțelepciunea-i, cât mai degrabă din dragostea și credința sa. Dacă este cu adevărat învățat, el nu îndeamnă să intre în casa înțelepciunii sale, ci mai degrabă îl aduce pe fiecare în parte în pragul propriei sale înțelepciuni. Astronomul vă poate vorbi de înțelegerea sa asupra spațiului, dar nu vă va putea să vă dea înțelegerea care-i numai a sa. Muzicianul poate cânta pentru voi din ritmul care există pretutindeni în spațiu, dar el nu vă poate da auzul cuprinzător de ritmuri și nici vocea care să-i fie ecou. Iar cel priceput în știința cifrelor vă poate vorbi despre domeniul măsurii și greutății, dar nu vă poate conduce acolo, fiindcă viziunea unui om nu poate împrumuta aripile altui semen al său. Și, precum fiecare dintre voi stă singur în conștiința Creatorului, la fel, fiecare dintre voi trebuie să rămână singur în conștiința sa despre Creator și în cunoașterea celor pământești.